Majoritatea covârșitoare a prizonierilor din lagăre habar nu au de ce sunt în lagăr. Pur și simplu nu știam de ce suntem prizonieri acolo. 정말로 북한 독재자의 생각으로 그 정치적인 그런 죄를 지었다고 생각하는 사람들은 100% 다 죽입니다. 살려두질 않죠. Deci este vorba numai de punctul de vedere al regimului și al dictatorului și dacă dictatorul crede că ești un dușman al regimului, bineînțeles că vrea să te omoare, fără excepție. După numeroase conferințe organizate la nivel mondial și întâlniri cu personalități ale lumii, cum ar fi Hillary Clinton și George Bush, Shin Dong-hyuk a ajuns în România la cea mai prestigioasă instituție de învățământ din județul nostru. Singurul nord-corean care s-a născut, a crescut și a evadat din cel mai temut lagăr din Coreea de Nord, a conferențiat despre cea mai cruntă perioadă din viața sa și a petrecut primii 23 de ani în închisoare, fiind torturat și supus muncii forțate. Nici o persoană născută în lagăr nu a reușit să evadeze, cu excepția sa, care a scăpat în urmă cu 8 ani și a hotărât să povestească ce se întâmplă acolo, cu scopul de a atrage atenția asupra dictaturii dinastici a familiei Kim în Coreea de Nord. Cei priviți ca dușmani ai regimului sunt trimiși în lagăr, însă nu numai ei sunt trimiși în lagăr, sunt trimise și familiile, membrii familiei, care nu au nicio vină. Deci sunt trimiși pur și simplu pentru că sunt rudele respectivei persoane privite de regim drept un dușman al poporului, al regimului. Shin Dong-hyuk a fost obligat să asiste la moartea familiei sale. Este considerat de comunitatea internațională martorul principal în denunțarea familiei de dictator Kim. Și eu m-am gândit mult la Kim Jong-un. Sașel Kim Jong-un이가 자기가 생각했을 때, 자기 스스로 생각했을 때, 자기는 굉장히 왕이라고 생각을 하고 있고, 정말 아무 부러움 없이 쓰고 싶은 대로 막 그렇게 산다고 생각을 하고 있을 거죠. El se crede rege și crede că poate face tot ce poate să facă în Coreea de Nord. Nu există limite, pentru că este regele Coreei de Nord, suveranul absolut. Dacă ne-am întâlnit față în față, aș vrea să-i spun ceva. Ceea spune lui Kim Jong-un ar fi, nu ești un om liber, nu înțelegi libertatea, habar nu ai ce este libertatea. Aflat acum sub protecția statului american, dizidentul corean este însoțit la Buzău de Grigore Scărlătoiu, absolvent al Colegiului HDU, în prezent director executiv al Comitetului pentru Drepturile Omului în Coreea de Nord din Washington, Statele Unite ale Americii. Mâine, începând cu ora 10, nord-coreanul Shin Dong-hyuk se va întâlni cu autoritățile municipale și județene.